Salută, prieteni, bine ați venit pe lecție de informatică, sunt Iosif Potnar. În acest tutorial video am să discut despre C-Sharp și anume despre colecții în C-Sharp. Am făcut câteva tutoriale despre tablouri în C-Sharp, care este parte a acestui component colecții în C-Sharp. În acest tutorial am să discut despre array list. Este un alt tip de colecții în C-Sharp. Care sunt diferențele dintre array și ArrayList? În primul rând, ArrayList nu are o dimensiune determinată, așa cum array are. Deci, ArrayList, dimensiunea sa poate fi modificată pe parcursul codului, deci este foarte flexibilă dimensiunea unui array list. Practic veți vedea la declarare nu vom utiliza o dimensiune și aceasta poate fi, dimensiunea sa poate fi mărită sau micșorată pe parcursul codului. Deci dimensiunea unui array list este flexibilă, pe când un array clasic sau un tablou clasic suntem obligați să declarăm dimensiunea la declarare și nu mai putem adăuga elemente peste dimensiunea pe care am declarat-o, pentru că vom obține erori. Aceasta este una dintre diferențele dintre array și ArrayList. O altă diferență ar fi faptul că ArrayList nu are un anumit tip la declarare. Deci ArrayList poate stoca toate tipurile de date, începând de la tipuri întregi, tipuri reale, șiruri, obiecte, tipul boolean și așa mai departe, pe când tabloul clasic poate stoca doar un anumit tip care este specificat la declarare. Dacă specificăm la declarare tip întreg, atunci poate stoca doar tipuri întregi, tablou clasic. Dacă declarăm șiruri, atunci tabloul clasic poate stoca numai șiruri, numai date de tip șir. Bun, haideți să facem un exemplu și în felul acesta veți înțelege mai bine cum funcționează acest array list. Bun, haideți să creăm un nou proiect. Vom crea un proiect în Windows Form Application, în .NET Framework. Așa, haideți să schimb aceste lucruri aici. Bun, și atunci vrem Windows Forms App.NET Framework. Clic pe Next. Așa, aici să dăm o denumire. Bun, dar ce se întâmplă dacă uitați să dați o denumire? Este foarte ușor de modificat din Visual Studio. Haideți să continuăm și să vedeți cum puteți să modificați acest lucru. Clic pe Create. Am uitat să schimb locația. De obicei nu pun în această locație proiectele. Dar voi lăsa așa în și voi continua, voi modifica, adică voi schimba locația proiectului mai târziu. Așa, noi am dat o denumire acestui proiect, practic Visual Studio i-a dat o denumire în mod automat, nu-mi place, vreau să schimb, mă duc în Solution Explorer, da, deci Visual Studio i-a acordat această denumire, Windows Forms App 1. Eu vreau să modific, mă duc cu click dreapta pe soluție, da, după care aici trebuie să avem rename, click pe rename, așa, și am să-l redenumesc și haideți să-l denumesc array. Și atenție mare să nu puneți un L mare pentru că o să fie un conflict de nume, pentru că array list este un cuvânt cheie care se utilizează pentru a declara un array list, o să fie un conflict de nume și atunci nu vom obține erori. Și de aceea voi eventual voi pune un L mic aici, da? Așa, ca să evităm acest conflict de nume. La fel și pentru aceasta a fost soluția, deci unde am schimbat numele. Acum voi schimba numele pentru proiect. Așa. Voi face la fel.
Da, deci voi pune L mic și nu L mare pentru a evita conflictul de nume, da? Să faceți la fel pentru că altfel veți obține erori, da? Așa, Enter. Bun. Așa, haideți să plasez câteva controle aici pe acest formular. Să schimb mai întâi de toate numele formularului și am să pun aici Raylist. Aici putem scrie cum dorim, nu are importanță pentru că nu va crea niciun conflict, cel puțin așa cred. Și aici vom vedea pe parcurs, am să pun un frâmel în față, să știți că avem de a face cu un formular. Așa, aici voi plasa mai întâi de toate un buton și am să scriu aici adaugă. Și aici voi pune un btn adaugă. Așa, și voi adăuga un listbox de asemenea pentru a afișa în această listă conținutul sau elementele unui ArrayList, da? Să spunem așa ceva, da? Bun. Și haideți de la început să punem un buton de exit, da? Vom scrie aici exit și aici btn exit. Bun, și să punem și un buton de curăță aici, să curățăm elementele din tablou, curăță, BTN curăță, așa. Și mai punem aici câteva, voi pune mai jos, așa, voi pune aici un alt buton, alte două butoane, aici voi scrie citește. BTN citește și aici voi scrie scriere BTN scriere așa. Deci toate aceste lucruri le vom face astăzi. Vom vedea cum se adaugă elemente în cadrul unui ArrayList, de aceea folosesc acest buton adaugă, după care aici un alt buton citește, da? Cum putem citi un element individual din cadrul unui ArrayList, după care cum putem scrie sau modifica un element în interiorul unui ArrayList și cum putem șterge un element în interiorul ArrayList, da? Deci toate aceste lucruri vom face în acest tutorial. Și aici vom scrie btn ștergere. Așa. Bun. Mai am nevoie de o etichetă, un label aici și am să scriu index pentru că vom modifica un element în interiorul ArrayList utilizând un index, da? Sau vom citi un element din cadrul ArrayList utilizând un index. Și am nevoie pentru aceasta și de o cutie de text. Sau aici trebuie să fie un text box undeva. Da, aici este. Bun. Îl plasăm aici. Așa. Și vom scrie aici pentru nume txt index. Așa. Haideți să începem. Voi da un dublu click aici pe butonul adaugă. Și haideți să vedeți cum putem declara, care este forma generală de declarare al unui array list. Da. Deci sunt mai multe variante, sunt mai multe opțiuni. Bun, hai să încep cu această opțiune și voi scrie aici array list. Da. Voi scrie numele și atunci am să folosesc acest nume de la ArrayList, ARL. După care semnul de egalitate, cuvântul că e new și din nou ArrayList. Așa, bun.
paranteze, așa, aceasta este forma generală de declarare a unui ArrayList. Da. Vedeți că obținem deja error. De ce o obținem? Pentru că ne spune aici că avem nevoie de un using și eu deja știu ce using este necesar, este acest collection. Vă spuneam că face parte din collection. Sau putem să dăm un click aici și îl va plasa în topul acestui cod, da? Și o să avem aici System Collections. Sau putem să punem aici în fața acestei declarații System.Collections. Așa. Și aici din nou. Și va dispare eroarea. Dar după cum puteți observa, avem destul de mult de scris și nu este o modalitate ușoară de a codifica, pentru că dacă vom folosi din nou ArrayList în cod, trebuie să adăugăm acest namespace System Collections, acest using și avem mai multe lucruri. Și atunci v-aș recomanda să-l puneți în topul programului, da, în topul codului. Din punctul meu de vedere, este mult mai simplu și în felul acesta nu mai trebuie să-l scrieți din nou. Da? Și atunci mergem pe acest beculeț și click pe Using System.Collections. Da? Și vedeți cum apare acum aici în partea de sus al acestui cod și nu mai avem error. Da? Aceasta este o formă generală de declarare a unui ArrayList. Dar noi avem nevoie de elemente, da? Avem nevoie de valori, să atribuim valori acestui tablou. Dar înainte de toate, haideți să punem aici un breakpoint și să vedem puțin care sunt, până la urmă, ce stochează în acest moment acest ArrayList. Da, haideți să lansăm aplicația. Deci folosiți foarte des breakpoint, este foarte util, veți înțelege toate aspectele și lucrurile din cadrul unei programări, în cazul de față C-Sharp cum lucrează, da? Și în cazul de față ArrayList. Așa, voi da un click pe adaugă, pe acest buton, da? Și voi da, dacă mă duc acum, adică încă nu voi da click pe acest step into, da? Și nici nu voi da pe step into, pentru că va intra în designer, așa cred, și mai bine dau pe step over, da? Dar mai întâi de toate mă duc deasupra denumirii ArrayList și ne spune că valoarea sa este nul. Da, deci nu conține absolut nimic, da, pentru că nu i-am acordat valori practic, așa, și mă duc, dau un click pe Step Over și acum este pe linia 29 acest cursor, așa cum se vede și în acest moment vedem că avem 0 element, apare că avem 0, se vede aici, da? Da, foarte clar, da? Deci acesta este numărul de elemente stocate de către acest ArrayList, denumit ARL în acest moment. Pentru că nu i-am atribuit elemente. Acum, noi avem mai multe variante de a atribui valoarea unui ArrayList. Una ar fi să acordăm valori la declarare, da? Adăugând aceste două acolade. Și după cum vă spuneam eu, una dintre avantajele mari al acestui ArrayList este faptul că îi putem acorda orice tip de valoare. Poate stoca orice tip de dată, da? Și atunci, 10 este o dată de tip întreg, după care hai să punem aici 25,45, da? Aceasta este o dată de tip double, de tip real. Haideți să-i mai atribuim și șiruri sau string, da? Să fie numele meu, Iosif, după care pun aici Carmen, soția, ok, și să îi dăm și o valoare tip boolean true. Așa, deci după cum se poate observa, nu avem erori, deci un ArrayList poate stoca orice tip de dată, da? Deci avem 10 tip întreg, 25,45 de tip real, Iosif, Carmen de tip șir, iar true de tip boolean. Acesta este un foarte mare avantaj al acestui ArrayList, acestei colecții ArrayList, faptul că poate stoca orice tip de dată. Vedeți că nu utilizăm la declarare un anumit tip de dată. Deci nu am scris aici int sau double sau mai știu eu, da? Cum facem în cazul unui tablou clasic array. Așa. Aceasta ar fi o modalitate
Și după cum vă spuneam, practic un realist este foarte flexibil, adică putem să modificăm dimensiunea, putem să adăugăm valori pe parcursul codului. Da? Cum facem acest lucru? Voi folosi numele realist, după care punct și voi folosi metoda add pentru a adăuga valori. Și atunci haideți să adăugăm câteva valori. Am să scriu aici Maria. Pun și virgulă. Din nou, metoda add. Și am să adaug, să spunem, Liliana. Așa. Haideți să adăugăm și câteva valori de tip real. Putea să fie 85,67, de exemplu. Da? Dar mai întâi de toate, trebuie să adăugăm aici această metodă add. Așa. Bun. Și eventual îi putem adăuga și o valoare de tip întreg, da? Să spunem 100. Și virgulă. Haideți să salvăm. Din nou start. Clic pe butonul adaugă și haideți să vedem care este comportamentul acestui programel al acestui ArrayList. Mă duc deasupra terminului și vedem că este nul, da? Pentru că în acest moment nu are niciun element, da? Pentru că se află în dreptul liniei 28. Clic pe Step Into și în momentul acesta vedeți că îi este atribuit 5 elemente, count egal cu 5 și avem elementele acestui ArrayList, adică 10 care se află la index 0, 25,45 care se află la index 1 și așa mai departe, Iosif, Carmen și True. Da? Bun. Acum, dăm din nou click pe Step Into, se adaugă acest element Maria. Da? Se vede, acum avem 6 elemente. Bun. Și Maria a fost adăugată la index 5. Dăm din nou un click, se va adăuga Liliana, avem 7 elemente. Liliana a fost adăugată la această poziție 6, da? Și după care se adaugă, avem 8 elemente, s-a adăugat 85,67. Și în final se adaugă 100 la poziția 8, da? Și în acest moment avem 9 elemente, da? Dacă mă duc aici, puteți vedea, acest ArrayList are 9 elemente. Da, acum ați putut vedea foarte clar cum un ArrayList poate stoca tipuri diferite de date și se poate modifica prin mărire a dimensiunii sale, în mod flexibil, da? Fără să avem erori. Acesta este un lucru foarte important și este un lucru care ne va ajuta foarte mult în programare în comparație cu un tablou de tip clasic. Bun, haideți să opresc execuția acestui programel și haideți să-l facem puțin mai practic și totodată trebuie să știți că putem să adăugăm și un tablou clasic acestui ArrayList, da? Și atunci voi declara un tablou sau un array de tip string, de tip shir. Vedeți că în acest moment pentru un tablou clasic folosesc tipul, da, de ce string. Nu sunt obligat să-i dau o dimensiune, dar dimensiunea sa va fi determinată de numărul de elemente sau de valori atribuite, da? Și în acel moment nu mai pot să modific această dimensiune pentru acest tablou de tip clasic, acest array, da? Și atunci să-i punem o denumire, să spunem tablou clasic, așa, să-i atribuim, să spunem, două elemente, am să pun aici Alin, spre exemplu, și Lucian, așa, bun, punct și virgulă, așa, cum adaug acest tablou către ArrayList, practic am să folosesc denumirea tabloului ArrayList, arl. Și metoda add, după care, în paranteze, am să scriu denumirea tabloului clasic de tip string, da, tablou clasic, așa, și punct și virgulă. Bun, haideți să folosesc din nou breakpoint, să lansez aplicația, clic pe butonul adaugă, bun, Step into, da, vedeți acum
Acest ArrayList are 5 elemente, sunt toate aceste elemente care au fost atribuite la inițializare, la declarare. Adaug celelalte elemente, Maria Liliana, 85,67100, da? Și în acest moment are 9 elemente. Da? Cursorul se află în dreptul liniei de cod 34, unde am declarat acest tablou clasic de tip string. Dăm un click, depășește această linie și în acest moment, dacă mergem deasupra lui ARL, o să vede. Încă nu, pentru că practic acum este la 35 și această metodă practic va adăuga acest tablou clasic de tip string către ArrayList, da? De aceea avem în continuare numai 9. De momentul în care acum, după ce a depășit linia 35, vom avea 10 elemente, da? Să și vede 10. Clic pe această săgeată și aici avem acest string tablou clasic. Da? Un clic pe această săgeată și avem cele două elemente ale tabloului clasic, Alina, Lucia. Da? Deci, efectiv, putem adăuga obiecte și putem adăuga un tablou către un ArrayList, așa cum se poate observa. Bun, haideți să opresc execuția acestui programel. Și haideți să facem puțin mai inteligibil, puțin mai practic, adică dorim să afișăm elementele acestui tablou în interiorul acestei liste. Da? Și atunci cum facem acest lucru? Deci scriem acest this punct. Așa. Denumirea listei, dacă am dat o denumire pentru listă, nu am dat, hai să vedem aici. În properties, haideți să dăm o denumire. Listed array list. Așa, items. Și voi folosi această metodă add range, da? Pentru a adăuga în această listă întreg ArrayList-ul, da? Pentru a afișa practic acel tablou ArrayList în această listă, listbox de aici, de pe formular. Bun. Și acum am să scriu denumirea lui ArrayList, ARL, și trebuie să-i facă o conversie către un nou tablou. Deci trebuie să folosesc această metodă toArray, da? Pentru că observați, practic acest tablou stochează diverse elemente, da? Așa. Și dacă nu facem această conversie, utilizând această metodă, vom obține erori. Bun, salvare, clic pe start, clic pe adaugă și uitați, în acest moment avem lista afișată, avem ArrayList afișat aici în acest listbox, da? Deci vedeți că avem 10, 25,45, Iosif Carmen, avem această dată de tip boolean true, da? Și elementele care s-au adăugat, da? Unde avem acest tablou clasic apare sub această denumire, da? Bun, exit nu lucrează încă, haideți să facem să lucreze, să putem ieși din acest formular, din aplicație și atunci vom folosi această clasă application punct metoda exit. Așa, haideți să scriem și aici la curăță codul și atunci vom folosi această denumire pentru listbox, items și metoda clear. Vreau să știți că avem și alte opțiuni de declarare a unui ArrayList, da? Aceasta este una dintre ele pe care v-am arătat-o anterior, dar putem utiliza, de exemplu, o variabilă de tip var. Putem să-i acordăm aceeași denumire, ARL, da? Și acum declarăm un ArrayList folosind acest cuvânt cheie new și ArrayList.
Așa. Și paranteze. Acum, fie îl atribui element aici la declarare, cum am făcut anterior. Așa. Salvăm. Haideți să-i punem aici un breakpoint, să vedem cum lucrează. Click pe adaugă. Deci în acest moment valoarea este null. Step over. În acest moment avem cele 5 elemente declarate la inițializare. Se adaugă celelalte elemente. Așa. Bun. În acest moment vedem că are 10 elemente, toate cele elemente care se adaugă, da? Pe parcursul codului. Click din nou aici și se afișează toate elementele. Bun. Aceasta este o altă modalitate. Da? Este o altă modalitate prin care putem declara un array list utilizând o variabilă de tip var. Haideți să scot în afară codul utilizând aceste simboluri pentru comentarii. Această parte, așa, voi pune aici punct și virgulă și până la urmă putem să lăsăm sub această formă și putem adăuga, să putem atribui elemente acestui array list utilizând metoda add, da? Deci practic lucrează fără nicio problemă, nu avem erori. Așa, click pe adaugă, da. În acest moment este nul. Mergem mai departe. Da, vedem că acum are deja 4 elemente. Cursorul este aici, la 35. Click mai departe. În acest moment avem 5 elemente, da? Da, dintre care și acest tablou de aici. Este acest string, se poate vedea. Cele două elemente al Lin Lucian. Da, din nou step into. Și toate acele elemente, acum doar 5 elemente, pentru că am scos în afară, practic, aceste elemente de aici, da? Apar afișate pe formular, da? Așa. Bun. Aceasta este o altă modalitate pe care o puteți utiliza. Bun, haideți să vedem cum poate fi citit un element din cadrul unui array list, da? Selectăm butonul, click pe citește. Vom copia, practic, toată partea de aici. Așa, dăm un save aici. Și atunci vom declara o variabilă de tip întreg, să-i spunem A. Și vom, practic, vom utiliza această cutie de text, adică vom scrie acolo valoarea și pentru că valoarea introdusă în cutia de text este de tip string, va trebui să facem o conversie la tip întreg, pentru că indexul tabloului ArrayList este de tip întreg, da? Și de aceea trebuie să facem conversia, da? Și vom folosi acest try parse, sau try parse. Și aici parametrii vom utiliza numele căsuței de text, text index, cu această proprietate text. Da? După care acest parametru out cu variabila a. Deci, practic, valoarea pe care am să o introduc în această cutie de text va fi preluată de către această variabilă și va fi de tip întreg. După convertirea valorii introduse în cutia de text de către această metodă tryParse. Așa. După care o să copiez această parte de aici. Pot să listez în acea list box pe formular valoarea pe care o citește, da, această metodă. Da. Și atunci voi folosi numele tabloului, numele lui ArrayList, arl, după care, paranteze drepte, voi scrie variabila a, care va reprezenta indexul și, practic, în același timp, elementul care se citește din ArrayList, așa,
și voi face conversia către tip și, da, utilizând această metodă toString. Așa. Bun. Și voi folosi metoda add și nu add range. Bun, haideți să salvăm, haideți să punem și aici un breakpoint, să vedem cum lucrează efectiv. Da, mai întâi să listăm întreg tabloul. Acesta este tablou și elementele sale pe care le stochează. Maria Liliana 85,67100 și este șirul tablou clasic. Dacă vreau să modific primul element care este acesta Maria și care se află la poziția 0, da? Așa, și dau click pe citește. Ok. Aici ArrayList este nul, mergem, adăugăm toate elementele către ArrayList, așa, în acest moment are 5 elemente, da, vedeți că Maria se află la 0, da, așa, în acest moment, practic, variabila este 0, ne-am acordat, practic, nicio valoare în acest moment. Da, 0, pentru că am introdus 0 aici în cutia de text, ia. Așa, este și 0 aici. Bun. Da, apare Maria, dar mai întâi de toate ar fi trebuit să dau... ok, haide să ies afară un pic aici. Nu am procedat bine. Deci după ce dau aici... și afișez practic întreg ArrayList, ar trebui să dau un click pe curăță, da? Și acum dacă aici voi scrie 0, ar trebui să se afișeze aici Maria, pentru că Maria este primul element din această, din acest ArrayList la poziția 0. Click pe citește și apare Maria, așa cum se vede, pentru că am șters aici breakpoint-ul, da? Ok. Așa, deci în acest fel putem citi un element individual dintr-un ArrayList, da? Practic, declarați o variabilă de tip întreg, faceți conversia la, din string către tip întreg, da? Utilizând acest try parse, după care utilizați acest cod pentru a lista pe formular elementul care este citit. Da, haideți să punem totuși un breakpoint, să lansăm din nou această aplicație. Deci click pe adaugă, curăță, aici punem, spre exemplu, acum 2, citește, așa, și acum aici avem 0, da, pentru că în acest moment această variabilă nu are atribuită nicio valoare. Pentru că aici la txtindex avem 2, după cum se vede, și este de tip șir, pentru că este între ghilimele, da? Și practic această variabilă, după ce cursorul va fi la 60, va prelua această valoare 2, da? Pe care am introdus în cutia de text, așa cum ați observat anterior. Click pe step into și acum avem aici 2, vedeți? Variabila a preluat valoarea din cutia de text. Așa, și aici avem 2. Și atunci, care este 2 aici? Avem 0, 1, 2. Deci, va fi afișată această valoare, va fi citită această valoare din ArrayList, 85,67. Da? Click pe step into. Da? Și formularul este afișat cu valoarea 85,67, care este elementul cu index 2 din acest ArrayList ARL. Bun, exit. Așa, deci în felul acesta puteți citi un element individual din cadrul unui ArrayList. Haideți să vedem cum putem să scriem într-un ArrayList și cum, sau cum putem scrie și modifica un element în cadrul unui ArrayList. Mergem pe acest buton, vom da un dublu click, așa, vom copia. Haideți să eliminăm acest breakpoint aici. Putem copia aproximativ tot ce avem în această metodă btn citește
și o vom lipi aici în plită înscriere. Așa, ce va trebui să schimbi aici? Așa, acest lucru este bine și atunci, practic, noi trebuie să punem un element, trebuie să scriem un element individual al ArrayList, da? Practic, trebuie să-i atribuim o valoare și să-i spunem test, da? Care este de tip share. Fiind de tip share, nu o să mai avem nevoie de acest lucru aici. Așa. Deci, practic, lucrurile până aici sunt la fel. Deci, declarăm variabila de tip întreg, facem conversia utilizând try parse din string către tip întreg. Da? După care, acest element al ArrayList, ARL, va fi atribuită, îi va fi atribuită această valoare test de tip întreg. Așa. Putem fie să afișăm pe formular doar elementul care este modificat, da? Sau mai bine ar fi să listăm întreg tabloul, întreg array list-ul, că în felul acesta veți înțelege mai bine și atunci am nevoie de acest cod de aici. Așa. Bun, haideți să salvez, haideți să pun aici un breakpoint și să lansez din nou aplicația. Bun, clic pe adaugă, se listează întreg tablou, dar vedem aici sunt elementele și valorile cu care tabloul a fost inițializat. Bun, mergem pe curăță, să curețe lista, după care haideți să introducem aici, să spunem... 3. Așa. Dăm un click pe citește, se citește cel de-al treilea element care este 100, da? Se poate vedea aici, este 100. Da? Practic 0, 1, 2 și acesta este elementul 3. Așa. Din nou dăm click pe curăță, vom lăsa aici 3 și haideți să modificăm, să scriem și să modificăm acest element cu index 3 al acestui ArrayList ARL. Clic pe scriere, așa, pentru că am aici breakpoint, da, practic cursorul a sărit direct în interiorul programului, nou clic peste apintul, tabloul ArrayList este null, ARL, da, adăugăm toate elementele, da, bun, s-au adăugat toate cele 5 elemente, așa cum se vede. Bun, în acest moment a fost declarată variabila de tip întreg A, care este 0. Nu i-am atribuit nicio valoare. Aici, practic, este încă în 0, dar observați că cutia de text are valoarea 3, pe care am introdus-o în cutia de text de A. Corect. Din nou, step into. Și în acest moment... I se atribuie valoarea variabilei de tip întreg A, și anume 3. Și acest lucru înseamnă că aici avem ArrayList, ARR, elementul cu indexul 3, este acesta 100, da? Valoarea sa va fi schimbată cu test. Da? Bun. Mergem mai departe. Step into. Da, și acum aici se poate observa, da? Deci avem 0, 1, 2, 3. Aici am avut înainte 100, se poate vedea, da? Am avut 100. Așa. Și acum ce avem aici? Avem test. Da? Deci aceasta este valoarea care a fost scrisă în interiorul acestui tablou. A fost scrisă pe această poziție unde este această valoare 100. Bun. Practic, aceste două elemente, din momentul în care am pus ghilimele, înseamnă că sunt de tip share. Dacă doresc să le modific și să fie de tip real, da, atunci trebuie să elimin ghilimelele. Și aici, dacă vreau să fie de tip întreg, trebuie să elimin ghilimele. Bun.
Așa, haideți să elimin acest breakpoint și să mergem mai departe și să facem ultimul aspect și anume, tot așa, deci putem să ne jucăm, putem să scriem și să modificăm orice element în cadrul ArrayList, de exemplu, dacă vreau să modific elementul cu index 1, da, dau click pe scriere și practic aici apare test, vedeți? Aici este 1, practic este 0, 1, da? Deci mă duc aici și cine era la 1? Liliana, da? Și ați observat că acum apare aici test în loc de Liliana, da? Da, în loc de Liliana. Așa, bun. Așa, haideți să vedem cum putem șterge elemente din cadrul unui ArrayList. Dăm un dublu click pe butonul ștergere. Așa, putem să copiem aici cea mai mare parte și să o pastăm aici în interiorul acestei metode. Și acum, voi șterge această linie de cod, voi lăsa doar denumirea ArrayList ARL, voi pune aici un punct și voi folosi această metodă RemoveAdd și voi pune variabila A în interiorul parantezelor, după care punct și virgulă. Practic, se va șterge elementul cu indexul introdus pe formular, da? Mă duc, dau start. Da, cred că ar fi bine să setez un breakpoint în felul acesta. Cred că înțelegeți mai bine cum funcționează ștergerea. Bun, am adăugă, se listează întreg tabloul, curăță, să citim elementul 4, de exemplu, da? Este acest șir, acest string, tablou clasic, este aici, este vorba despre acesta de aici. Așa, curăță, scriere, să vedeți că apare aici test, pentru că a fost modificat cu această valoare de aici, care a fost atribuită pe această linie de cod, da? În loc de acel tablou clasic, da, în loc de acest tablou de tip sheet de aici. Așa, curăță. Și acum vrem să eliminăm, să ștergem acest element 4. Este vorba despre acest tablou clasic de tip sheet. Da? Și vom da click pe butonul ștergere. Așa. Și haideți să mergem în jos cu step into. Da? În acest moment avem toate elementele adăugate, așa nume 5, Maria Liliana, 85,67, 100 și aici avem pe poziția 4 acest tablou de tip și cu aceste valori Alin și Lucian, care până la urmă va fi șters. În acest moment nu este șters încă, el există în memorie, da? Pentru că acest cursor se află la 96, da? Aici avem valoarea indexului 4. Introdus în cutia de text, aici avem pentru variabilă 0, da? Pentru că cursorul n-a depășit linia 96, acum, după ce acest cursor a depășit linia 96, variabila A are valoarea 4, după cum se poate observa, care reprezintă parametrul acestei metode RemoveAdd și acest lucru înseamnă că se va șterge practic poziția numărul 4 din cadrul ArrayList ARL, care este aceasta, da? De aici, acest tablou, da? Bun, step into. În acest moment deja se poate vedea, după ce cursorul a depășit linia de cod 97, mă duc deasupra denumirii ArrayList ARL. Vedeți că nu mai avem 5 elemente, că avem numai 4. Mă duc pe săgeată și vedem că a dispărut acel string de acolo. Practic avem 4 elemente, da? Poziția 0, 1, 2, 3, nu mai avem poziția 4 care a fost șteasă și acest element, această valoare 0 a venit mai sus și a urcat pe această poziție 3. Da? Bun. Dar nu apare afișat în listă pentru că ar mai fi trebuit să
adaug aici un cod, ar fi acesta de aici. Adică să afișez din nou întregul ArrayList. Așa, salvare, lansare aplicație. Bun, și atunci vom pune aici 4, după care clic pe ștergere. Același lucru se întâmplă. Ar fi trebuit să apară. Să vedem de ce nu apare întreg tablou. Să văd aici în cod, să mă uit un pic. Au, da, pentru că nu trebuia să pun aici, l-am pus greșit. Practic. Da, pot să lăs aici. Da, și trebuie să-l pun aici. Așa. Nu știu ce am făcut, nu l-am lipit aici, l-am lipit undeva, haideți să vedem. Putem elimina acest breakpoint, da? Clic pe adaugă, întreg tabloul, întreg ArrayList, da? Aici putem pune 4, citește, da, să adaugă, pentru că n-am curățat, să curăț mai întâi, citește, da, apare de două ori, practic, string, ia, îl pune aici mai întâi, pentru că citește, după aceea se afișează întreg tabloul, așa se dă un exit, da, practic l-am lipit aici, în această metodă, vedeți, citește, aici, și practic am utilizat această modalitate de a lista în pe formular doar elementul care a fost citit, care este citit, și atunci șterg această linie de cod. Bun. Din nou, se întâmplă aceste lucruri, nu vă faceți probleme, sunt lucruri absolut normale. În clip adaugă, avem întreg tabloul, așa, curăță, mergem aici și scriem 4. Deci se va afișa elementul 4 din tablou, clic pe citește. Acesta este elementul 4, da, se poate vedea. Deci 0, 1, 2, 3, 4, deci este acest string de aici. Curăță, scriere, da. Atunci vedeți că apare test unde trebuia să fie string, practic. Așa, curăță. Și acum ștergere, dar așa cum este bine, se listează din nou întreg tabloul, dar nu mai avem acest string, vedeți, acest element de pe poziția 4, că avem practic numai 3 poziții, 0, 1, 2, 3. Dar avem 4 elemente, dar tabloul, numerotarea elementelor începe de la 0, deci 0, 1, 2, 3. Deci acel element string de aici a dispărut pentru că l-am șters. Da? Utilizând acest buton. Bun, cam atât am avut de spus pe astăzi. Sper că ați înțeles ce am făcut astăzi. Practic am discutat despre ArrayList. Ce este acest ArrayList? Este un alt tip de tablou, face parte din componentul colecții al limbajului C-Sharp împreună cu tablou clasic. Diferențele față de tablou clasic al ArrayList este faptul că nu declarăm o dimensiune la declarare. Dimensiunea sa este flexibilă, poate fi modificată pe parcursul codului. Și o altă diferență foarte, foarte importantă în comparație cu un tablou clasic este faptul că poate stoca toate tipurile de date. Cam atâta pe astăzi. Vă mulțumesc că ați participat la acest tutorial și vă aștept în continuare pe lecții de informatică. La revedere, o zi bună vă doresc!